Con la cursă nu mergem cu el conținut. Bagă și cai mașina asta. Sunt un bun cu cuștele de părere, nu de scurt, dar eu... Bun! Doamne, am mânușile! Ce prost sunt! Am uitat, eu nu sunt obișnuit cu echipamentul ăsta, cu mânuși, cu cască, cu lucruri de genul ăsta, chiar nu sunt obișnuit. Simțeam că e ceva aiurea, că mă simt prea bine cu mâinile pe volan, știi? Dar am primit de la domnul Șeremet mânuși și, cum zicea și Marius, dacă tot mergem la curs, vorba aceea, să ne obișnuim cu lucrurile corecte și normal. Nu la, nu, să nu fiți atenți la circulația mâinilor pe volan, că nu despre asta e vorba aici în episodul ăsta. Așa, bun. Oh, ce patină. Da, deci nu despre asta e vorba. E vorba despre un Mini SE. Un Mini SE care este un proiect cei de la BMW România. Băieții ăștia s-au ambiționat și au făcut un Mini de ăsta SE de curse. Adică această mașină participă în campionatul național de viteză pe traseu montan. Eu patinez mult aici, mă, pe toaie. Era bună Silvia, aici, mă. Doamne, câte becuri am aprins în bord. Da, spuneam că băieții ăștia s-au încăpățânat, au luat mașina asta și am accelerat aici. S-au încăpățânat, au luat mașina asta, care e o mașină de serie, s-au aplicat, i-au pus rochi, i-au pus tot felul de lucruri pretabile în cursele de mașini, motorsport și participă cu ea la VTM cu diversi piloți din România, unde se mai bat cu ceva mașini electrice, e clasă acolo. Întâmplă și lucruri de genul ăsta. Oamenii mi-au spus: dom'le, vezi că vreau mașalier. Dacă nu vrei mașalier, mergem în fața ta, să știi. Ce să-i zic? Oamenii mi-au spus că am făcut ceva modificări la mașină. Asta este udă. Nu forțăm, nu încercăm, nu facem nimic. Mergem super încet. Doar că stai că aici am niște jaloane cumva. Nu fac viteză prea mare pe linia dreaptă, ca să văd că sunt lucruri necurate. Și spuneam că față de anul trecut, mașina a primit o suspensie de la KV. Varianta 3 cu reglaje, cu compensatoare, cu tot ce trebuie. Care contează mult de tot o suspensie în pregătirea mașinilor de curse. A primit un nou tuner in-house. A primit un nou tuner, care se ocupă de... Să-mi explice cineva de ce mașina asta nu are mașalier. În sfârșit, e a doua oară când mă răsucesc. Și mă răsucesc vorba aia, în turul de încălzire. Adică nu mă răsucesc în turul de forță, ca să zic așa. Da, și cum spuneam, suspensia este foarte importantă. Mai ales setările mașinii sunt foarte importante. Distribuția greutății e cam greu cu dozajul ăsta la accelerații, pentru că mașina asta fiind electrică transmite cuplu instant la roțile față și pierde aderența foarte ușor. Ce îmi spuneau oamenii ăștia, că odată cu suspensia și noile setări ale mașinii a dispărut și partea de ESP și ABS și a spus cu frâna să avem un pic grijă, pentru că ați văzut ce se întâmplă. Mașina are o tendință supraviratoare destul de greu de controlat, mai ales aici pe ploaie. Și atunci stăm să facem, să simțim puțin mașina, să simțim puțin comenzile, să vedem care sunt perioadele de funcționare și trasele aici pe circuit. Nu trebuie să, repet, nu facem performanță, nu de asta ne-am chemat băieții aici, ne-am chemat ca să vă spunem și să știți că există o mașină electrică de la Mini care participă în campionatul național de viteză pe traseu montan. E o competiție organizată de care se poate participe
foarte mulți. Odată ce au licența de pilot, aici am spus că asta de mult. Va fi foarte multă grijă cu aderența. Totul trebuie să fie la limita dânsei. Cu cât derapăm mai mult, cu atât pierdem timp. Ceea ce privește competițiile organizate pe și contra timp. Dacă mergem la spectacol, e altă discuție, ne interesează alte caracteristici. Da, spuneam de mașină că... Așa? Opa, hai tu, tata. Spuneam de mașină că... În sfârșit, băieții au reușit să decupleze ABS-ul și SP-ul. Vă știți că aceste sisteme nu prea se folosesc. Facem și discul muzica, știu ce? Iar așa, adică ne răsucim de fiecare dată? Până când? Da, are o tendință suprafilatoare, nu știu de unde vine, chiar nu înțeleg. Dar este, este acum pe ploaie, poate și amperofele pot fi mai folosite, că na, săraca mașina aici, vă dați seama, că merge pe circuit, în fiecare zi are mai mulți, are mai mulți pretendenți, ca să zic așa. Pe patinatul meu, pe ieșirea din viraj, aș încerca și eu să mai las spatele ăsta, să plece unde vrea el. Mi-am mâncat zile de șpicații spatele ăsta. Vrea să mă depășească, eu îl înțeleg că eu sunt lent pe circuit. Dar o să merg la cursurile cu Silviu Toma și cu siguranță micile astea se vor schimba. Dar repet, Mimi, n-am venit aici să facem performanță, sora mea. Am venit să ne dăm un pic, să filmăm, să fac, nu trebuie să mă depășesc. Eu știu că tu ești mai bună ca mine, să știi. Am aici niște puncte de răzbunare în mega siguranță, pentru că văd un gard. Și cum norocul meu e vorba aia, dacă mă nășteam în Dubai, eram Cămilă. Norocul meu, spatele aici cum pleacă. Are talentul meu în spatele aici, așa. Da. Și ziceam, pot să și frânez dacă vreau să fac să plece mai repede. Bonnet open, SOS, call system failure, toți băieți, stop carefully. Bonnet nu e open, are siguranță de curse, stai liniștită, fata mea. Ea se tot sperie, are tot felul de sisteme aici, fiind o mașină de serie transformată într-o mașină de curse. Vă dați seama că multe sisteme de fabrică care vă pute să ne anunțe orice problemă și da. De asta zic, mă bucur că acest mini SE pentru pasionații modelelor electrice acest mini SE, mă bucur că participă în competiții motorsport într-o configurație cât mai aproape de cea de fabrică, pentru că eu așa înțeleg competițiile astea motorsport, unde fanii mărci și se uită să vadă, ia domne, cine a performat mai bine? Păi uite Mini, păi uite Tesla, păi uite putare, uite Golf, uite nu știu ce. E acolo... Își dau seama și cumpără ce mașină consideră că a făcut performanță în competiția respectivă. Roțile iau foc, efectiv. După două, trei ture date de circuit. Foarte greu să păzezi accelerația în așa fel încât să prinzi aderență și să patinezi cât mai puțin pe suprafața asta de aici, de la Manca. Schimbul de mase e puternic aici la mine. Da, îmi place, mă obișnuiesc cu dânsa și cu comportamentul ei pe circuit.
pot să mă dau 20 de minute. Cred eu că poate ia două. Adică nu cred că mă ajută în locul, sincer, pentru 20 de minute aici. Dar vedem! Nu cred că are Marius card pentru 20 de minute, dar nu e problemă. Ne descurcăm. M-am și încălzit vorba aia cu astea pe mine. Da, îmi place, cum să nu-ți placă scăderea la circuit. Mi-aș fi dorit un sunet de motor în boxe, jur. Măcar pentru sufletul meu, chiar dacă știi că e fake. Adică nu știu câți dintre voi sunteți atât de afectați de femeile care mimează orgasmul, știu ce zic? Eu știu că voi sunteți toți perfecti și toți căutați perfecțiunea și faceți lucrurile așa cum trebuie, dar eu aș prefera decât nimic, decât să nu geamă femeia, să mimeze orgasmul. Așa e și cu mașina asta. Decât nimic ăsta care e înăuntru, aș prefera un sunet de motor termic în boxe. L-aș prefera decât nimic. Asta e părerea mea. Și îmi doresc să fie, să ajungă cât mai repede în producția de serie această opțiune pentru mașinile electrice. Nu mai dau tura asta și gata, jur. Gata, au intrat și băieții la căldură, nu mai am nici spectatori. Acum ne răcim. Ne răcim, turul de răcire. Și îl scoatem pe mimică, și-a făcut treaba exemplar. N-am vrut, ștergătoarele le opresc, mulțumesc. Deschidem geamul că ne-am încălzit aici în habitaclu. Foarte frumos. Nu știu ce să zic dacă mașina are niște modificări semnificative în ceea ce privește suspensia, partea de ABS, SP și așa mai departe, pentru că data trecută când am mers cu ea, aici de circuit, era soare, era uscat, erau cu totul și cu totul alte condiții față de acum, dar niște modificări clar că s-au făcut, adică se vede în comportamentul mașinii, lucruri care nu se întâmplau pe uscat. Urmează un sistem de frânare mai bun pentru Mini, cel de la John Cooper Works. Cu toate astea v-am spus, mă bucur foarte tare că această mașină este o mașină care participă în competițiile de motorsport foarte aproape de varianta de serie. Acum, na, vă dați și voi cu părerea. Dacă aveți întrebări, vă stau cu drag la dispoziție să vă răspund la dânsele în măsura în care mă pricep. Și aia e. Eu da? Mașina, nu? Cred că și dânsa, nu știu, alvelopele. Alvelopele sunt bune. Da? Gata, am făcut, m-am dat, da? Am vorbit, am filmat, m-am răsucit de 7 ori. Acum vreau să-mi schimb. Da? Dar am zis că trebuie să...